După cum puteți observa, dragi secălăzeni și berexani, încet, încet începem să implementăm din platforma electorală, din acele discuții și până la urmă promisiuni din campania electorală cu care am câștigat primăria. E vorba de acel mic ajutor de 2500 de lei pentru nașterea fiecărui copil, cu anumite condiții aprobate în Consiliul Local, condiții care le regăsiți în anexa hotărârii de Consiliul Local pusă pe site-ul primăriei Săcălaz. O să le postăm la un moment dat și pe pagina de Facebook în funcție de ce evenimente postăm între timp și în funcție de cât de importante le considerăm. Un alt lucru foarte important pentru tinerii căsătoriți e acel ajutor de 2500 de lei la prima căsătorie, iar la fel cu anumite condiții și aș sublinia-o pe cea mai importantă, lipsa datoriilor la bugetul local și în primul caz și în al doilea caz. Tot în această ordine de idei, rămânând la promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală, mi-ar fi plăcut ca la acest moment sau în acest moment să avem asfaltat cel puțin câțiva kilometri de asfalt, puși câțiva kilometri de drum asfaltați. Vreau doar să vă aduc la cunoștință ce urmează vis-a-vis de două proiecte preluate din vechiul mandat. E vorba de proiectul de asfaltare în Berexeu Mare și Berexeu Mic, unde am fi continuat cu drag dacă nu am fi observat, nu am fi știut până la urmă aspecte care țin de proiectul respectiv și anume nerespectarea proiectului. Ca să ne convingem dacă avem dreptate sau nu, în săptămânile care urmează, pentru că e perioada concediilor și ne sincronizăm puțin cam greu, se vor face carote, se va face o expertiză la nivelul drumului sau drumurilor din cadrul proiectului, o expertiză care să ne spună dacă s-a respectat sau nu proiectul. Asta legat de asfaltarea din Berexeu Mare și Berexeu Mic. În ce privește asfaltarea pe Săcălaz, avem la fel în 2017 un contract cu aceeași firmă din Berexeu Mare și Berexeu Mic care face asfaltarea în Berexeu Mare și Berexeu Mic. Suntem acum și mă gândeam că era bine să discut la trecut că făcea asfaltare. Avem deci aceeași firmă și pe Săcălaz în care o comisie de recepție a semnat, practic și a asumat o asfaltare inexistentă. Tocmai din această cauză vom face expertiză și în acest proiect plătit din bani publici de această dată, din bani din bugetul local. Încercăm pe cât posibil să facem lucrurile așa cum trebuiesc, să le închidem, să le recepționăm așa cum trebuiesc, tocmai ca pe viitor să nu avem probleme, eu știu în ce privește curtea de conturi. În perioada care va urma, veți afla tot felul de lucruri legate de proiecte care vor fi implementate la nivelul comunei Săcălaz. Proiecte care aduc un plus substanțial vieții comunității și un plus în ce privește, dacă pot spune așa, punerea în valoare a comunității și a comunei Săcălaz.